Dacă pe parcursul anului trecut angajatorii străini veneau cu oferte bogate și diversificate ce depășeau 2000 de locuri de muncă vacante, astăzi nu mai mult de 3 state membre ale Uniunii Europene au solicitat să angajeze cetățeni români. Germania este una dintre țările care angajează 21 de măcelari, 21 de lucrători în producție ambalatori, respectiv 22 de operatori mașini, departamentele de producție și ambalare. De asemenea, pe lista țărilor care caută să angajeze personal din România se mai regăsesc Norvegia și Spania. În timp ce Norvegia are 8 locuri de muncă vacante pentru cetățenii noștri, Spania angajează un măcelar și 2 tehnicieni pentru întreținere parc eolian. Astăzi avem la disponibile prin rețeaua EURES 75 de posturi în 3 state ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European. Astfel, în Germania am primit oferte pentru 64 de posturi în următoarele meserii: măcelar, lucrător producție, ambalare și operator mașini la departamentele de producție și ambalare. Din Norvegia avem 3 oferte cu 8 posturi pentru montator blaturi pentru bucătării, vopsitori auto sau tehnicieni reparații și tâmplari. Din Spania avem 2 oferte cu 3 posturi pentru tehnicieni întreținere parc eolian și măcelar. Pentru mai multe informații despre locurile de muncă vacante în țările membre ale Uniunii Europene, puteți accesa adresa website ANOFM. De asemenea, puteți suna la numărul de telefon 0249 411 002 sau 0249 438595, unde un consilier EURES vă va oferi mai multe informații.